Nimeni nu m-a crezut când le-a spus că reflecția mea în oglindă era vie. Amice, nu mai ai 5 ani, ai 24, fii adult! Asta a fost tot ce mi-au spus în timp ce râdeau ca răspuns la povestea mea. Ei bine, a trebuit să recunosc. Într-adevăr, părea o frică tipică pe care ar avea un copil în vârstă de 5 ani. Dar, jur pe Dumnezeu, era adevărat. Nu mai știu de când a început asta, dar mi-am amintit că nu eram așa când eram copil. Ceva s-a întâmplat recent, eram sigur. Și nu a fost o fantomă. Ei bine, când te gândești la o reflecție vie, pare clar un act al unui lucru fantomatic. Dar nu, sigur nu a fost o fantomă. M-am simțit ca și cum ar fi o creatură, o entitate care trăia în spatele oglinzii sau prinsă acolo. Nu puteam să spun de ce sau cum. Ceea ce știam sigur totuși e că reflecția încerca întotdeauna să mă apuce, să mă prindă. Ca și cum ar vrea să mă tragă în oglindă în timp ce ia să le afară. Nu, nu se va întâmpla asta, niciodată. De când mi-am dat seama că reflecția mea era vie și încercam permanent să mă prind în interiorul oglinzii, am făcut mereu tot posibilul să-mi păstrez distanța de suprafețele reflectorizante. Cum ar fi de exemplu, când mă spăl pe dinți în fiecare seară, întotdeauna am stat la câțiva metri de oglindă, așa că în niciun caz nu ar putea să mă apuce. Entitatea din oglindă avea în permanență un chip urât și furios, de fiecare dată când eram doar noi doi în cameră. Oricât încerc să zâmbesc în fața oglinzii, entitatea din spatele ei nu zâmbește niciodată. Nu, pare întotdeauna urât și furios. Într-o zi, am plecat din apartamentul meu pentru o vizită în mall-ul din apropiere, când brusc a avut loc un cutremur. A fost unul imens, toată lumea era isterică, alergau în panică, căutând un adăpost. Am alergat să mă acopăr sub o masă pentru a evita să fiu lovit de orice urma să cadă, dar a fost prea târziu. Nu mi-am dat seama că ceva a căzut deasupra mea și m-am lovit la cap. Am căzut și am gemut de durere. Când durerea s-a stins încet, am început să mă uit în jur. Seismul se oprise, mall-ul era ușor întunecat, lumina se stinsese. Era un dezastru total acolo. Am tresărit când am observat ceva strălucitor nu departe de mine. Am întors capul și am văzut o oglindă, probabil dintr-o cameră de probă a unui magazin de lângă mine. M-am târât cât am putut, chiar dacă mi-au fost rănite capul și picioarele pentru a vedea ce se întâmplă în oglindă. Chiar acolo și atunci am văzut reflecția în oglindă. Prima dată de când mă știu, am văzut entitatea din spatele oglinzii zâmbindu-mi. Un zâmbet diabolic, un sentiment de groază m-a cuprins în timp ce mă uitam la entitate care se uita din spatele oglinzii de parcă mi-ar spune la revedere.